paradoxal ca într-o țară atât de dezvoltată, cu 1 din 8 este victima unei infracțiuni. Țara africană cu cea mai mare rată a criminalității. Vine cu un sentiment așa fain de libertate, cel mai frumos oraș din lume, dar nici în halul ăsta. Cel mai scump cartier, nu din Africa de Sud, ci din Africa în general. Și că am ajuns în Miami, da. Fort Lauderdale. Uitați-vă ce umplutură are. Cum a luat naștere. E plin de contraste, bineînțeles, dar... Bună dimineața! Salutare tuturor! Din aeroport. Nu vă lăsați păcăliți de hainele groase, nu plecăm nici la Polul Sud, nici la Polul Nord, ci în sfârșit în Africa de Sud. Și când spun în sfârșit, vă amintiți că în introducerea primului vlog din Socotra am spus că n-am primit viza, că ne-am reconfigurat traseul și așa mai departe. Dar fix în ziua în care am aterizat în Abu Dhabi din Socotra, am primit viza. L-am luat ca pe un semn și iată-ne acum în aeroport. Încercăm să filmăm acest intro de jumătate de oră și nu reușim. În continuu sunt anunțuri. Suntem în aeroport, n-avem ce face. Până nu de mult, viza pentru Africa de Sud se putea obține doar de la ambasada acesteia din Budapesta. Cred că a fost și în România, dar s-a închis, însă de câteva luni de zile se poate aplica online, doar că e o adevărată epopee. În primul rând, ți se cer foarte multe informații, apoi documente, inclusiv certificatul de deces al părinților sau al părintelui, certificatul de căsătorie, extrase de cont, ei spun traduse în limba engleză și ștampilate în original de către bancă. Eu nu am făcut lucrul ăsta, le-am trimis exact așa cum le-am scos din aplicație și se pare că a funcționat. Bineînțeles, itinerariul opțional, îți cer biletele de avion și cazarea. Noi nu le aveam cumpărate și nu vă sfătuiesc în momentul în care aplicați pentru vreo viză să vă cumpărați bilete de avion, pentru că e posibil să nu obțineți și nu-ți garantează intrarea nici în America, nici în Australia, nici în India, niciunde. Și bine, multe alte documente, informații pe care le urci pe o platformă și îți promit ei în 30 de zile răspuns. Doar că la noi a durat, cred că 45-50 de zile să primim vreo veste de la ei. Și după ce m-am plâns pe Instagram că uite, am aplicat pentru viza de Africa de Sud, au trecut 30 de zile, n-am primit nimic, niciun fel de răspuns, ne-ați încurajat să trimitem mail-uri către autorități sau să trimitem mesaje pe WhatsApp-ul anumitor persoane care lucrează la imigrări. Am făcut lucrul ăsta, nu știu dacă a funcționat, nu știu dacă ăsta este motivul pentru care noi am primit răspuns la vreo 2 săptămâni după ce am încercat să luăm legătura cu ei. Nu știu dacă e bine să așteptați răspunsul lor oficial, am înțeles și sunt cazuri de persoane care au așteptat 6 luni de zile și au pierdut biletele de avion, cazările, banii și așa mai departe, sau să insistați cu mail-uri către organele abilitate. Și vă mulțumim vouă, în primul rând, că ne-ați spus să procedăm astfel și da, ne împlinim în sfârșit visul acesta de a ajunge în Africa de Sud. Să știți că ei nu au revenit la noi să ne ceară documente extra față de cele pe care deja le urcasem pe platformă, nu ne-au adresat întrebări extra. Ce voi spune acum e valabil pentru orice viză și anume motivația. Este foarte importantă și poate face diferența. De ce vrei să vizitezi țara respectivă? Așadar, da, zburăm în Cape Town. Nu știu dacă e cel mai bun moment, având în vedere că e desemnată una dintre cele mai periculoase, poate chiar cea mai periculoasă țară din Africa. Și am emoții puțin. Între timp am și urcat în avion, noi ne-am dat la vorbă și am uitat. Mai erau 10 minute și se închidea poarta de îmbarcare. Zburăm cu Qatar din Doha, aproximativ 10 ore și am plătit pe zborul Abu Dhabi, Doha, Cape Town, 700 €, 2 persoane, doar dus, bilete cumpărate cu 2 zile înainte. Da. Cape Town, venim! Și în mod oficial am ajuns în Africa de Sud. Formalitățile de intrare pentru cei care au obținut e-viza, așa cum e și cazul nostru, au fost puțin mai complicate și au durat mai mult. Am fost amprentați și așa mai departe, dar nu ne-au adresat nicio întrebare. Ba da, unde stăm, la ce cazare, atât. Așadar, prima oprire înseamnă să ne achiziționăm un SIM de date local. Pentru 50 de giga am plătit 40 €. Cred eu că ne ajung pentru toată șederea noastră în Africa de Sud, adică 2 săptămâni. hai la cazare că suntem obosiți. A fost un drum foarte lung, dar plăcut în același timp. Întrebarea e cum ajungem la cazare. Problemă rezolvată. Din fericire, aplicația Uber funcționează aici în Africa de Sud, așadar suntem salvați. Am ajuns la cazare. O cazare luată pe ultima 100 de metri, adică ieri, ca și biletele de avion, și stăm într-un guest house. Patul pare un pic mic și camera în sine, dar e curat. Avem niște coarne de orix acolo sus, n-avem geam. Avem și mic dejun inclus aici și plătim, atenție, 100 de dolari pe noapte, chiar 110 dacă nu mă înșel. Să înceapă o nouă aventură, Africa de Sud! Bună dimineața din Cape Town! Altfel se vede cazarea noastră în lumina dimineții. Sincer, piscina asta e motivul pentru care am ales să stăm aici, în ciuda faptului că nu avem fereastră și lumină naturală în cameră. Ăsta este un motiv bun să ieși, să te plimbi, să explorezi orașul. Așa arată restaurantul unde am luat noi dimineața micul dejun. A fost bun. Arată bine cazarea asta. Cred că am fost puțin critică aseară, în momentul în care am ajuns aici, pentru că eram și obosiți. Bună dimineața! Am găsit Noua Zeelandă. Noua Zeelandă seamănă cu Noua Zeelandă, stai liniștit. Ce tare, uite, cineva zboară deasupra noastră. E una dintre activitățile de neratat aici în Cape Town. Cu parapanta, da, nu zboară altfel. Superman. Da, ideea este că cerul aici este fabulos. Uitați-vă și voi ce albastru intens. Dar în ce cartier stăm noi? Că am întrebat niște prieteni, nu 100 de români, și am aflat că Sea Point și Green Point sunt cele mai bune locuri și sigure pentru turiștii care vizitează Cape Town. În această țară siguranța e o problemă. Stăm aproape de plajă și abia așteptăm să ieșim puțin de pe porțile cazării, hotelului, guest house-ului și să vedem cum arată în realitate unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase orașe din lume. Da, abia aștept să văd dacă o să ne cucerească. Mă tot întrebam eu de ce se numește Mount View, că n-ai vedere din cameră, dar abia acum mi-am dat seama că se vede muntele aici în partea dreaptă. Cam toate hotelurile și cazările de aici din Africa de Sud fie au paznic, fie au gard electric, fie sunt fortificate, așa cum e și cazul nostru. Dar cum arată strada aceasta, zici că ești în Australia, Europa undeva, nu știu, prin Spania. Și să vorbim acum puțin despre siguranță, pentru că e oarecum paradoxal ca într-o țară atât de dezvoltată cum este Africa de Sud, cred că e cea mai dezvoltată din Africa, să fie totuși atât de nesigură. Am citit că anul acesta, în 2024, deși încă suntem la început, Africa de Sud e cotată drept țara africană cu cea mai mare rată a criminalității și vă las afișat acum pe ecran un tabel. Au loc cam 75,4 infracțiuni la 100.000 de locuitori, iar Cape Town este unul dintre cele mai sigure orașe din Africa de Sud. Și asta pentru că partea aceasta a țării este administrată de opoziție. Țara în sine are o istorie foarte intensă, bogată. Nu l-ai văzut, dar era mort. Nu, mort. Oh, la, la. Ok, am uitat ce spuneam. Aici, unul din 8 sud-africani sau rezidenți este victima unei infracțiuni și este recomandat, în calitate de turist, să nu atragi atenția, să nu ai bijuterii. Să nu faceți ca noi, cu camere, cu ceasuri, ochelari de soare, lanțuri. Nu. Concluzia este că nu trebuie să ieși în evidență cu absolut nimic. Nu știu cum o să filmăm noi aici, cum o să scoatem toate camerele. În momentul de față filmăm cu un DJI Osmo Pocket, pentru că este micuț și nu atrage neapărat atenția, dar de regulă, dacă văd ceva de valoare, Bin, îți smulg din mână telefonul, camera, ochelarii, lanțul de la gât, cercei și așa mai departe. Lucrul ăsta nu se întâmplă doar în Cape Town, ci și în Phnom Penh, în Cambodgia, am fost avertizați, și în Quito, în Ecuador. Deci este o practică universal valabilă, să spunem, în unele zone ale lumii. Așadar, țineți-ne pumnii să putem filma aici în siguranță, să ne iasă vlogurile, să tragem cadre frumoase și să vedeți și voi adevărata valoare a acestei țări, care, din punctul meu de vedere, e una dintre cele mai bogate din lume, pentru că are și deșert, are o multitudine de animale sălbatice, are munți, o să ajungem puțin mai târziu, are orașe dezvoltate, cum este acesta, are foarte, foarte multe bogății, diamante, aur, vin, cu sentimente mixte din punctul meu de vedere, să înceapă o călătorie epică prin această țară în care ne-am dorit așa de mult să venim și să o explorăm și să o vedem cu ochii noștri. Noi nu avem nici măcar 5 minute de când am ieșit de pe poarta cazării și deja am ajuns la ocean, se vede în față. Nu e neapărat o plajă, miroase puțin cam ciudat aici, nu-mi dau seama dacă din cauza păsărilor care zboară în jurul nostru. Sunt oameni care stau aici, se bronzează, se bucură de soare. Nu știu ce se vede acolo în apă, dacă sunt foci, oare? Foarte interesant, nu-mi dau seama. Sunt multe și par să se miște odată cu apa, cu valurile care se izbesc de stânci. Și cam așa se vede orașul, cartierul de fapt în care stăm noi, Sea Point, aici în partea stângă. Nu doar că e o țară bogată, dar e și foarte mare. Gândiți-vă că are de 5 ori dimensiunea României și are peste 60 de milioane de locuitori. Aproape 80% dintre ei sunt de culoare, iar 8% dintre ei sunt albi, ceea ce înseamnă aproape 1 milion. Dar, atenție, 75% din economia țării este dominată de albi în continuare și, în general, toate funcțiile de conducere sau joburile bine plătite le aparțin în continuare. Desigur că sunt și foarte mulți oameni ai străzii și ați văzut inclusiv ieri din taxi, cel puțin zona centrală a orașului este împânzită de corturi și, în general, aici în Africa de Sud, suburbiile sunt mult, mult mai sigure față de centru. Am stat noi și am analizat, am folosit zoom-ul încât să ne dăm seama ce se află în apă. Cred că totuși sunt niște alge care plutesc, pentru că sunt prea multe și n-au cum să fie foci sau lei de mare sau păsări în niciun caz. E într-adevăr o surpriză colosală modul în care arată Cape Town, cel puțin zona asta, că n-am văzut nimic altceva. N-am spus, dar e o dimineață de luni și vedeți că sunt foarte mulți oameni care aleargă în jurul nostru, care se plimbă, își plimbă copiii, căței. Chiar e o atmosferă relaxată, degajată, comparativ cu tot ceea ce am citit eu despre Africa de Sud, lucruri care m-au speriat în general. Sunt foarte curioasă care va fi concluzia noastră la sfârșit, adică cât de nesigură ni se va părea toată această țară, bine, cu măsurile de siguranță pe care ni le vom lua. Și ce să vezi? Stranduri, e un infinity strand, vorba lui Ion. Foarte drăguț arată, curat, civilizat. Ceva similar am întâlnit foarte des în orașele din Australia, unde teoretic și practic există multe pericole, pe lângă rechini, foarte multe meduze problematice. Cape Town-ul a fost înființat în anul 1652 de compania olandeză a Indiilor de Est, ca un punct de realimentare pentru vapoarele lor care se îndreptau către Asia. Însă primii europeni care au ajuns aici au fost portughezii, sub conducerea celebrului navigator Bartolomeu Dias, însă portughezii nu se stabilesc aici. Motivul se pare că au fost agresați de populațiile indigene, mai exact de bushmeni sau boșimani. Olandezii sunt cei care s-au hotărât să stabilească aici o bază permanentă, așa că în anul 1652 aceștia pun bazele primei colonii europene la capătul Africii, Fort de Good Hope, actualul castel al Bunei Speranțe, viitorul oraș Cape Town. De frica populațiilor indigene, olandezii nu se aventurează în restul țării și rămân aici pe coastă. Însă, datorită faptului că Olanda devine satelit al Franței imperiale, marinarii britanici răspândiți prin toată lumea primesc ordin să ocupe coloniile franceze și, evident, cele olandeze. Așa că în anul 1795, Kapstad a fost ocupat de britanici, devenind Cape Town, intrând în posesia Marii Britanii în mod definitiv abia în anul 1815. Întrucât în Africa de Sud existau sclavi, englezii au decis să abolească sclavia, să ofere cetățenie și inclusiv drepturi celor de culoare. Au urmat două războaie destul de sângeroase între englezi și olandezi, timp în care englezii au inventat lagărele de exterminare în masă, unde au strâns copiii și nevestele luptătorilor buri. 20.000 dintre ei au fost lăsați să moară de foame și frig tocmai pentru a-i face să cedeze. În cele din urmă, burii sau olandezii au pierdut războiul, astfel că în anul 1910 Africa de Sud devine dominion autonom, iar în anul 1934 stat suveran în cadrul Imperiului Britanic, iar mai târziu, în anul 1961, republică prin abolirea monarhiei. Am găsit o modalitate excelentă de a explora puțin de tot zona asta, să mergem până la două plaje importante ale orașului pe bicicletă. E mai ieftin decât să iei Uber-ul și mai sănătos, că facem și puțină mișcare. Am plătit în total 60 de lei pentru 2 ore, 2 biciclete. Aoleu, aici se conduce invers, am uitat. Și bicicleta. Ai. Trebuie să mă obișnuiesc cu frâna de picior. Nu au neapărat o pistă de bicicletă, dar mergem pe trotuar, care e destul de lat, adică permite și pietonilor să se plimbe, dar și nouă bicicliștilor să ne deplasăm. Și chiar mă gândeam acum că dacă noi în Windhoek, în Namibia, când am ajuns, am spus asta nu e Africa. Ei bine, Cape Town este next level, adică nu poate fi comparat decât cu California, din punctul meu de vedere. Vine cu un sentiment așa fain de libertate, ideea asta. Ce frumos mi se dezvăluie și în față orașul. Și iată prima plajă cu nisip alb. Cape Town-ul este renumit și pentru acest aspect. Cam toate plajele au un nisip foarte deschis la culoare. E foarte aiurea să nu ai ochelari de soare, pentru că lumina e puternică aici și eu am văzut foarte mulți oameni, adică majoritatea celor pe care îi vedem plimbându-se au ochelari de soare. Nu știu dacă e bine să ascultăm sau nu, sau să citim prea mult. Eu am o întrebare vouă până acum, din ce m-am prezentat. Vi se pare un oraș periculos, o țară periculoasă? Sau vi se pare că suntem în Africa? Sau vi se pare că suntem în Africa? Nu știu, foarte frumos. Chiar, uite, asta e una dintre plajele pe care deseori le vezi în căutările despre Cape Town, despre Africa de Sud. Exact așa arată, nisip alb, cu stâncile astea de granit. Și în stânga vedeți case cocoțate pe dealuri. Ce imagine! Nu degeaba, mulți au spus că e cel mai frumos oraș din lume. Are de toate. Asta este una dintre imaginile care a consacrat orașul Cape Town. Mulți cormorani în jurul nostru și mulți pescăruși. Mă întrebam adineauri, oare pe aceste pietre să fie și niște pinguini? Pentru că trăiesc aici, o să ajungem la ei, dar nu în vlogul de astăzi. Drumul a fost spectaculos până aici și am avut așa, am trăit un sentiment de libertate deplină. Ce nu-mi place mie? Ce nu-ți place? Că miroase a urină în multe locuri. Hai la plajă! Ce frumos se vede plaja Clifton de aici, de sus. Deși suntem în plină vară, acum vedeți că nu e deloc aglomerat pe plajă, sunt până în 20 de oameni care stau acolo la soare, pe nisipul alb. Arată mai mult decât idilic locul ăsta, cu stâncile astea de granit care ies așa aici-colo, palmieri, foarte multă verdeață, căsuțe amplasate cu vedere către ocean, către plajă. Da, nu degeaba e considerată una dintre cele mai frumoase din Cape Town. Încă nu ne-am dat seama pe unde putem coborî, având în vedere că suntem cu bicicletele. Dar coborâm și voiam să vă arăt că semafoarele au panouri solare. Africa de Sud, în general, se confruntă cu o criză energetică. Sunt foarte multe pene de curent, unele dintre ele zilnice și pot dura între 2 și 10 ore. De aceea multe hoteluri sau multe cazări au panouri solare, au generatoare. Care este cauza acestei crize? Ei bine, corupția. E o mare problemă în Africa de Sud, în Africa de Sud a ultimelor decenii. Toate aceste pene sunt cauzate de lipsa infrastructurii. Nu s-au mai făcut investiții de 10 de ani și infrastructura existentă pur și simplu nu poate duce. Nu este semafor, ci e un panou care semnalizează trecerea de pietoni. De fapt, Clifton înseamnă 4 plaje și noi am văzut doar 2 dintre ele. Urmează să coborâm la plaja numărul 4, care este și cea mai spectaculoasă. Și chiar acum mă gândeam că aici e devenit de stat o lună de zile, cel puțin, să te bucuri de plimbările astea pe faleză, să stai la plajă, să faci tot felul de excursii în larg. Da. Am lăsat bicicletele aici, e un băiat care probabil administrează parcarea din zonă și ne-a promis că le supraveghează el. Hai să vedem! M-am îndrăgostit de Cape Town. Știam că o să mă cucerească, că o să-mi fure inima, dar nici în halul ăsta nu eram pregătită. După sălbăticia Socotrei, acum mi se pare Cape Town-ul la polul opus, ca nivel de dezvoltare, dar ca frumusețe asemănător. Oh, și așa arată plaja văzută de jos. Nisipul este perfect, alb, fin, nu frige la atingere. Wow! Ia uitați-vă ce căsuță frumoasă! Cu o terasă, cu grătar, nu e rău deloc. Haideți să testăm și apa. Ce observ e că nu e foarte multă lume în larg care să înoate. Oare de ce? În cauza rechinilor? Oh! La la, am înțeles de ce! E foarte rece, apa e bocnă, gheață. Mi-au înghețat picioarele, a fost așa un șoc termic cam puternic. Bine, cea din Antarctica era deci gheață, pur și simplu îți îngheață picioarele în contact cu ea. Câte grade are? 5 grade? 5? Poți să faci polar plunge aici. Da. Da, se aseamănă mult cu cea din Antarctica, pe cuvânt, din Norvegia, din țările nordice în general și probabil că acesta este și motivul pentru care pinguinii încă mai trăiesc aici. Wow, cum se vede! Superbă! Camps Bay, mult mai frumoasă plaja asta decât Clifton, din punctul meu de vedere și cel puțin admirată de aici de sus. Aceleași particularități, nisip alb, stâncile acestea de granit aruncate aici-colo, dar parcă e mai aerisită puțin și mai întinsă, mai lată. Și în spate, evident, un cartier rezidențial pe măsură. Dacă nu mă înșel, și sper să nu mă înșel, e unul dintre cele mai, poate cel mai scump cartier, nu din Africa de Sud, ci din Africa în general. Și vă dați seama, casele ajung să coste de ordinul milioanelor, zecilor de milioane de euro. Și ce vedeți aici în spatele plajei și în spatele acestui cartier sunt munții, vârfurile montane, denumite 12 apostoli, fiindcă fix atâtea creste sunt. Nu o să mai coborâm aici pe plajă, probabil că o să venim într-o altă zi și chiar o să ne bucurăm de o zi completă de stat la soare, pentru că mai avem bicicletele pentru vreo jumătate de oră, 40 de minute. Încă mergem către următoarea noastră destinație de aici din Cape Town. Da, Camps Bay rămâne până acum cea mai frumoasă plajă din Africa de Sud. Și plimbându-ne noi cu bicicletele pe faleză, ce să vezi, am dat peste o sculptură intitulată Ochelarii lui Nelson Mandela. De fapt, e un omagiu adus celebrului politician, activist și fost președinte al Africii de Sud. Încă nu se știe exact motivul pentru care ochelarii de soare, de fapt, al lui Nelson Mandela sunt expuși aici. Probabil că e cu ochii în continuare pe Africa de Sud, dar motivul real nu se cunoaște. Foarte mulți au considerat că e o ofensă pentru că puteau să ridice o altă statuie simbolică. Nici nu știu dacă mai are rost să vorbim despre Nelson Mandela, pentru că el a și câștigat premiul Nobel pentru pace, a fost închis timp de 18 ani în Robben Island, pe care o vom vizita, dar într-un alt vlog, pentru a aduce egalitate de drepturi albilor și negrilor. Și este nu doar un erou național, ci un erou la nivel mondial. Oameni buni, acest oraș este fabulos. Acum îi spuneam Andrei, eu nu concep că e periculos. Nu înțeleg de unde vine pericolul. Înțeleg, dacă treci de un anumit perimetru, devine periculos. Orașul este imens. Deja pedalăm de mai bine de o oră de când am intervenit penultima dată, pentru că am oprit la ochelarii lui Nelson Mandela, ați văzut și voi. Nu mai vine să plec de aici. O să mergem și în supermarketuri, sunt curios acolo ce prețuri sunt, cât de ieftină sau scumpă este viața aici, la capătul celălalt al lumii, pentru că e devenit aici, e devenit de stat cât îți permite viza, bineînțeles. Și gata, am ajuns în zona portoară a orașului Cape Town. Am lăsat bicicletele mai în spate, e gălăgie mare aici. În fața noastră se vede faimosul Table Mountain, considerat unul dintre cei mai vechi munți din lume. Se estimează că are o vechime de aproximativ 260 de milioane de ani. Oh. Și toată zona asta e împânzită de mall-uri, cele mai bune restaurante din Cape Town se găsesc aici. Și probabil că o să mergem și noi, că toată plimbarea asta cu bicicleta ne-a făcut poftă de mâncare. Sunt sedii de corporații, de obicei aici ajung vasele de croazieră, sunt multe muzee de artă, în mod special artă contemporană și un acvariu foarte apreciat în rândul turiștilor. Noi o să ne plimbăm pur și simplu, că mi se pare cea mai frumoasă metodă de a descoperi zona asta. Văd că aici, în partea dreaptă, e un șantier naval. Iar în față este districtul financiar, CBD-ul sau centrul orașului. Nu am avut niciun moment în care să mă simt în nesiguranță, dar ezit tot să scot camera mare, camera principală, în locurile publice. Am filmat, bineînțeles, în zona de plajă, ați văzut și voi super cade am tras. Da, vreau să mă obișnuiesc cu locul, apoi o să mă simt în largul meu. Până atunci am sentimente mixte, încă nu înțeleg unde e pericolul, de fapt. Deci că am ajuns în Miami, da, Fort Lauderdale. Corect. Ce canale frumoase, ce clădiri. Acestea cred că sunt blocuri, locuințe. Și hotelul mai sunt. Da, foarte frumos. Dar cred că nu am luat-o bine. Trebuie să ne întoarcem ca să ajungem la waterfront. De data asta încă nu o să vă prezentăm cât costă casele aici în Cape Town, ci bărcile. De exemplu, acest iaht costă $1.275.000, altul mai jos costă $1.350.000, această barcă costă $132.000, 797.000 de lire sterline sau acest catamaran oare să fie $75.000 americani. Facem un credit, ne luăm barcă. Prima barcă. Adică câteva dintre aceste frumuseți sunt scoase la vânzare. E fain să o cumperi de aici și să mergi cu ea până în Europa, apoi o vinzi acolo. Acum nu știu care sunt prețurile, sunt scumpe sau ieftine, dacă voi știți. Sezonul următor, Haihuin 2, o să ne cumpărăm barcă din Africa de Sud și navigăm până... în România. În România? Nu ai curaj. Provocarea acceptată? În următorul cândva. Mai vedem. Hai! Oh, și uitați-vă puțin, sunt foci aici în apă. Nu m-aș fi gândit la asta. Știu că sunt tururi, plaje, poți face snorkeling cu ele, diving și așa mai departe. Nu poți să te plimbi cu caiacul printre ele, ca în Namibia, dar nu mă așteptam să le vedem chiar aici, în oraș. Se joacă, se joacă în apă, sunt două. Oh, ce imagine frumoasă! Cum se văd focile, vai, dragele de ele! Apa e foarte limpede și se văd atât de frumos înotând. Chiar aici, în port, se află piața laureaților Premiului Nobel. Africa de Sud are, începând cu anul 1951, 11 câștigători, însă cele 4 statui îi înfățișează pe Albert Lutuli, 1960, Desmond Tutu în anul 1984, Clark și Nelson Mandela, laureați în anul 1993, toți sunt câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace. Interesant este că 2 dintre laureații Premiului Nobel, Desmond Tutu și Nelson Mandela, au locuit pe aceeași stradă în orașul Soweto, situat în apropiere de Johannesburg. Și o să vă spun acum un citat care mie mi-a plăcut foarte mult de la Nelson Mandela, și anume că ceea ce contează în viață nu este simplul fapt că noi am trăit. Diferența pe care noi am făcut-o în viețile altora este ceea ce va determina semnificația vieții pe care am dus-o. Dintre toate restaurantele situate aici pe faleză, în port, am ales această piață de mâncare care arată bine și miroase bine și ne introduce așa puțin de tot în spiritul local. Varietatea e destul de bogată, mâncare japoneză, mâncare sud-africană, iar aici avem nelipsiții burgeri. Am uitat să vă arăt bancnota, una dintre bancnotele locale aici, moneda națională este randul african și a fost o perioadă în istoria omenirii a Africii de Sud când randul a fost mai puternic decât dolarul american. În momentul de față, un dolar american este cotat la 19 ranzi. Da. Ranzi. Africa de Sud este singura țară din lume care are 3 capitale. Cape Town este capitala legislativă, Pretoria este capitala executivă și Bloemfontein este capitala juridică. Sincer, mie că am foame, dar ce mi-am luat eu a venit într-o porție așa minimalistă. Dacă tot suntem în port, am zis să încerc fructe de mare, pește și am ales o caracatiță. A venit așezată pe un pat de piure de broccoli, sper că zic bine. Prezentarea e foarte frumoasă, vedem ce gustare. E bună, doar că e rece, dar în rest e gustoasă. Am plătit pe această porție plus apa $12 americani. Bine, după culoare puteți să vă dați seama că nu e broccoli, ci conopidă. Eu am plecat după pizza și mi-am luat burger până la urmă, pentru că am văzut cum arată și îmi ploua în gură, mi-e foame, vă dați seama că am pedalat destul de mult. Și pentru acest burger, cartofi și o bere am plătit $15 americani, cu tot cu baxiș. Cred că am plătit undeva la 15%. Da, despre prețuri, ce să spunem, nu sunt nici mici, nici mari. Undeva la mijloc, având în vedere cele din Europa, din state și chiar din Africa, din alte țări. Se mănâncă bine, mâncarea este delicioasă. Poftă mare, ne vedem după, cu concluzii. Nu m-am putut abține și am luat un desert. Foarte fancy prezentarea. Se numesc pocias și sunt umplute cu ciocolată. Au înghețată deasupra și cred că e o acadea asta și o boabă de strugure și o floare comestibilă. Neașteptat de bune. Uitați-vă ce umplutură are, Doamne, deci este delicioasă. Are biscuite, deasupra ciocolată, sau nu, e tot așa un fel de biscuite cu cacao, ciocolată și înghețată. De precizat e că acest port în care ne aflăm noi este cel mai vechi port funcțional din emisfera sudică. Și uitați-vă cum arată intrarea în mall. Niște fete aici care filmează pentru TikTok. Ce drăguțe sunt aceste jucării, elefanți, toate animalele, rinoceri, maimuțe care se găsesc în Africa de Sud, girafe. Cred că asta este o piață a artizanilor și mai există o piață a fermierilor, dar care din păcate astăzi e închisă, înțeleg că doar în anumite zile ale săptămânii este deschisă. E o zonă special gândită sau destinată celor care vin aici în croazieră și vor să cumpere tot felul de suveniruri. Oh, ce drăguțe sunt! Deși este vară în emisfera sudică, putem să ne cumpărăm inclusiv pulovere. Superbe sunt! Bineînțeles, atunci când spui Africa de Sud, spui multă culoare. Acestea sunt rochile lor tradiționale, foarte frumoase. De fapt, sunt două piese. Celor două doamne le lipsește turbanul. În cel mai fotografiat loc din Cape Town, adică în cartierul Bo-Kaap, care arată fabulos și am blocat circulația aici. De ce este atât de renumit acest cartier în întreaga lume? Datorită căsuțelor colorate pe care le vedem chiar acum în imagini. Bine, și probabil că vă întrebați cum a luat naștere acest cartier, care-i povestea lui și de ce sunt atât de colorate casele. Vedeți, roz, albastru, o altă nuanță de roz, o altă nuanță de albastru. Din câte știu, nici nu au voie să existe două case vopsite în aceeași culoare, deci fiecare trebuie să aibă, să spunem, personalitatea ei. În momentul în care olandezii au format aici o colonie, pentru că localnicii s-au împotrivit sclaviei, olandezii s-au văzut nevoiți să aducă sclavi tocmai din Malaezia, Indonezia și câteva alte țări africane, printre care Madagascarul. Și în anul 1760 lua naștere acest cartier în care aveau să locuiască familiile celor veniți din Malaezia și Indonezia. În momentul în care casele au fost construite, ele aveau aceeași culoare, erau albe și nu puteau fi cumpărate de sclavi, însă în momentul în care sclavia a fost abolită și li s-a oferit dreptul chiriașilor de a cumpăra proprietățile în semn de apreciere a libertății obținute, aceștia au decis să își vopsească casele în culori vii. Și într-adevăr, chiar e o pată de culoare tot acest cartier. Nu e foarte mare, înțeleg că are 2 km lungime și că în momentul de față găzduiește aproximativ 10.000 de rezidenți, 70% dintre ei fiind musulmani. Există și o moschee aici care are o poveste foarte interesantă. A fost ridicată de un prizonier politic care a fost adus tocmai din Indonezia și închis aici în Robben Island. Am uitat să menționez, dar suntem fix în centrul orașului, adică dacă o luăm pe o străduță lăturalnică, ajungem în districtul financiar. Cum s-ar zice, cam aceasta e zona 0 a orașului Cape Town. Pe lângă faptul că nu există două case care să aibă aceeași culoare, dacă cineva dorește să-și schimbe culoarea casei, nu știu, să treacă de la albastru la roz, are loc o întrunire a tuturor celor din zonă, a vecinilor, prin care se discută aspectul ăsta și dacă toată lumea e de acord, poate să adopte fără problemă noua nuanță. Partea bună e că din acest cartier ajungem în următorul punct de pe harta noastră, Bridge Street, care se spune că este cea mai cool stradă din lume. Și nici n-am apucat bine să spun către ce stradă ne îndreptăm, că am și ajuns. E mai degrabă o zonă plină de restaurante, de hoteluri și, sincer, mă bucur așa de mult că nu ne-am luat cazare în zona asta, pentru că e destul de aglomerată, de zgomotoasă și, din câte am înțeles, abia de aici începe zona nesigură a Cape Town-ului, unde sigur că principala infracțiune la care sunt supuși turiștii sunt furturile de buzunare. Foarte rar vorbim de amenințări cu arma sau cu cuțitul, dar se pot întâmpla. Ce îmi place aici e îmbinarea asta de stiluri arhitecturale, vedeți și voi clădirile în stilul victorian din partea dreaptă și undeva în spate se văd clădirile de sticlă. E și asta o față interesantă a orașului, foarte cosmopolită. Nu știu pe unde e Ion, a rămas undeva în spate. Ideea este că vreau să spun ceva. Până acum nu m-am simțit niciun moment în nesiguranță, în pericol și cred eu că au fost alte orașe în lumea asta, poate chiar din Europa sau din Statele Unite, în care m-am simțit mai în nesiguranță decât aici. Ziua e foarte multă lume pe străzi, fie că vorbim de localnici, de turiști, peste tot e lume și aș vrea să cred că ăsta e și unul dintre motivele pentru care mă simt bine. Acum cineva m-a întrebat ce am în mână, o cameră, pentru că filmez cu DJI Osmo Pocket și eu am ceva în mână, dar oamenii nu-și dau seama ce. Nu m-a întrebat cu niciun fel de intenție. Cu siguranță în Cape Town există locuri unde sunt foarte mulți oameni ai străzii și sunt corturi peste tot, un fel de Los Angeles, dar nu o să mergem acolo pentru că avem camere la noi și nu are rost să agităm spiritele. E plin de contraste, bineînțeles, dar tot ceea ce ne rămâne nouă în minte e faptul că e european și foarte frumos. De aici, de pe străzile orașului, o să încheiem vlogul. Se aude muzică undeva în față. Cred că, ce tare cântă cineva live. Deci nu încheiem vlogul. Ei o să încheie vlogul nostru, primul de aici din Africa de Sud, din Cape Town. Da, și apropo, puneți iarăși pauză la acest video și scrieți în comentarii, o să vă răspundem, promitem, cum vi s-a părut Cape Town-ul sau Africa de Sud văzută prin ochii noștri. Prima impresie despre acest oraș.